a făcut cheie. După cheia mea. Da. Andrei? Da, să rămână. Ce faci? Cum te simți? Excepțional. Cred că e cea mai frumoasă zi din viața mea. Pe unde ai umblat? Te-am căutat toată dimineața. Am avut ceva de cărat. Ce ai avut de cărat? Am cărat ceva ce mă împiedica pe aici, prin casă. Nu te supăra, nu-ți cer socoteală, dar să știi că tata e furios din cauza ta. Nu se aștepta să bea atâta seară și ce-i drept nici eu. Mihaela, îți jur, nu am băut decât un singur pahar. Pe ce vrei să mă jur? Un singur pahar am băut. E bine, bine, bine. Se poate întâmpla oricui. Bunicul meu avea o vorbă care spunea că un pahar plin e la fel de jalnic ca unul gol. Am încheiat citatul. Ai idee unde ar putea fi Valentin? Unde să știu unde ar putea fi Valentin? Cum de unde? Valentin te-a dus împreună cu Sulger cu taxiul acasă. Nu te-am lăsat doar cu Marian, că cine știe ce-ar mai fi și din asta. Asta să se fi întâmplat? Ai spus ceva? Repetă, te rog. Vreau să spun că habar n-am nimic despre Valentin și nici despre Sulcer, nu știu nimic. Ce mă interesează pe mine Sulcer? Eu vreau să știu unde e Valentin. Maria stă singură și bocește în camera ei. Vreau să zic că Sulcer a fost aseară cu Valentin când m-au adus acasă. Ce cu tine, Andrei? Iar ai început să fii gelos? Nu. V-ați distrat aseară pe seama mea, după ce am ieșit eu din decor, nu? Da, de unde? Au plecat toți. Și doctorul a plecat? Da, s-a dus imediat după aceea să ia puțin aer. Da. Poftim? Cu cine vorbești? Andrei, e cineva la tine? Da, e credinciosul mecena. Înghite cât doi? Bine că nu cere și bani de buzunar. Andrei, să știi că nu am chef de glume. Sunt îngrijorată. Mihaela, nici eu n-am niciun chef de glume. De altfel, mă grăbesc la redacție. Să rămână. La revedere. Arată de o cântă mică care se rota în jurul meu. Am început să mă rotesc și eu din ce în ce mai repede și... Așa, am descoperit. Înțelegeți? Nu. Aș putea să mă demonstrez. Mă rog. Plecarea de masă, plecarea cu aerul, dacă eliminăm aceste lucruri, am descoperit mișcarea eternă. Înțelegeți? De senzație. Eu
am descoperit această mișcare. Nu, nu am nicio îndoială, niciun dubiu. Progresul științei? Vedeți să nu credeți. Nimic nu poate opri acest progres. Nimic nu mă poate opri pe mine. Premiul Nobel. 500 de mii de dolari. Repede de la caserie. Au scos bani. Deja? Da, etajul 2. Etajul 2. Numai bine, sănătate. E al doilea perpetuum mobile pe ziua de azi. Doamne, mare ție grădina. Doamne, unde e ăla? Bine că n-a venit aia cu chipul implantat în picior răpită de extraterestri. Sau aia altă care zicea că să fac filme la televiziune după visele ei. Dacă aș fi știut și eu cine e de vină, știam și eu pe cine să iau la omor pentru toate câte le văd pe sticlă. Unde am pus-o? Mi-am pus că mai aveam un caz. Vezi să nu stocești degetele pe clape. Falangele, ai să strici telefonul. Omule, lasă-mă în pace, te rog. Te văd că am boțit. Nu cumva doamna cu sacă ți-a arătat papucii. Sau poate că ți-a și dat. Nu găsește ea numărul meu. Stai liniștit. Modest ca întotdeauna. Am să-ți aduc aminte o vorbă de-a bunicului tău. Un suflet mărturisit e un suflet ușurat. Așa că, hai, dă-i bătaie, băiete, varsă, spune tot ce știi, nu mă considera un element dușmănos. Unde sună Andrei? La ducesa? Verifici dacă și-a făcut gamele pe ziua de azi? Cum e în particular, ia zi. N-o stimă și cu picățele? Am cunoscut și eu odată o flautistă. Cânta la flaut. Ohara, cât se mai dă pentru o crimă? 5.000. Nu bani. Ani. Ai comis o crimă și vrei să știi ce te așteaptă? Te-am întrebat din curiozitate, atât. Ești mai surmenat decât credeam. Fii atent. Să spunem că te trezești într-o zi cu un cadavru în casă. Să spunem. Dacă e al meu, Doamne ferește, problema ți-aparține. Dacă e o persoană străină, telefonez la poliție. Moșule! Stai. Alo? Casa Sulcer? Exact! Doamnă, aș vrea să vorbesc cu domnul Marian Sulcer. Da, lipsește momental. Cine are trebuință cu el? Sunt un prieten din copilărie. Aș vrea să-i fac o vizită, dacă... Da, nu știu adresa. Da, vă dau momental. Da, o clipă, stați un pic. Da. Dă un pic. Da, spuneți, doamnă. Strada Florilor, 25, da. Apartamentul 5, etajul 2. Da, mulțumesc. Gata, lent. Valorosule, eu acum plec în Bermude. Nu, lasă-mă cu de-astea, mă. Nu, în insulele Bermude. Moco. Erai prietenul meu din copilărie, nu? Ești necher. Nu știam eu cine mi-a făcut copilăria atât de groaznic. Eu. Puțin. Bună ziua. Te frică? Nu, ce-și mă vede.
Te rog. Caide. Sper că Valentin s-a descurcat și fără mine. Și te-a predat cu inventarul complet botanului tău. Eu trebuie să plec acasă. Așteptam un telefon. Urgent. Cum adică? Tu n-ai fost la mine? Sus? Și eu venisem să... să mă scuz pentru deranj. A, nu, nu-i nevoie. Valentin te-a dus singur. Mai ales că n-ai făcut urât. Mă rog, până când ți-am băgat mâna în buzunar după cheie, ai început să râzi și ai spus că e foarte urât din partea noastră că te gâtilăm ca pe un preșcolar. A mai fost cineva cu noi în seara aia? De ce? Ți-a dispărut ceva din casă? Chiar n-ai fost tu la mine. Hai, mă. Fii atent. Valentin te-a lăsat în fața blocului, da? După care am plecat mai departe. La tine ne-am întâlnit cu Larea. El poate să-ți confirme că am plecat, timp în care Valentin te trăgea de braț ca pe o rufă. Destul de șifonat. Tu ai plecat direct acasă sau te-ai mai oprit pe undeva? De unde dracu să mă duc la ora? Gata, am terminat. Bine, mulțumesc, bună ziua. Mulțumesc, la revedere. Unde sunt, mă? Tu unde-ți parchezi mașina? Domnul, fi vreun polițist și eu nu știu. Mă, e secret? Eu nu am garaj. Și de-aia îmi parchez mașina în fața blocului, e clar. Și nu ți-a dispărut niciodată? Tot mă zgudui pe mine ca un sticlete nenorocit. Poate că mai are cineva chei la ea sau... Dacă mai are cineva chei la ea? Păi se poate că... O-ți voi gabor împuțit. Eu știu ala din casa mea până nu se mut fălcile alea din loc. De altfel ți-aș face și un mare serviciu. Ai arătat mult mai nostim ca acum. Hai, ușcheala! Explică-mi și mie un lucru. Cum ai reușit tu performanța de a nu avea măcar o carte în toată casa? Minte cu neușinare. Domnul Sulger, în momentan eu sunt administratora blocului. Pentru câțiva gologani amărâți mai fac socrăseni la domnul actor. Și dânduțele care vin pe la dânsul, chiar strica mânușițele dacă ar face capăt de treabă. Domnul, să știți că sâmbătă noaptea nu e adevărat că n-a plecat de acasă. A plecat? Da, a plecat, a plecat. A urcat în apartament, știți? Dar după un sfert de oră a coborât, îl aștepta un taxi. După aceea nu știu ce s-a întâmplat, că m-a dormit. L-ați prins cu ceva pe șmecherul ăsta? Nu. Să știți că minte, vă spun, asta este adevărul. Asta este adevărul, să știți. Și dacă aveți nevoie de ceva, să știți că vă ajut la orice, să știți. Domnule, tare nu-mi place descreerații ăștia, domnule. Domnule, duc țara de râpă, domnule. O să ajungem ca ăia din Occident. Da, da. Păi nu e etic ce face el, domnule. V-a supărat, domnule? Nu, da. Sigur a plecat? Sigur. Vă spun eu. Ascultați, cum vă spun eu, așa e cum vă spun eu. Credeți? Da. Domnul... Să rămână, Mihaela. Vreau să te văd acum. Poți să vin la tine? Pa! Valentin? N-a apărut? Nu. Crezi că s-a mai întâmplat vreodată să lipsească așa mult și să nu anunțe pe cineva?
După câte mi-amintesc, eu nu. M-am căutat și la morgă. Nu e. Sâmbătă seara, la petrecere, după ce am plecat eu... Când ai fost dus de aici, vrei să spui? Sâmbătă seara, după ce am fost eu dus de aici, dumneavoastră ce-ați făcut? Ascultă. De multă vreme am impresia că ne vedem prea des. Și încă ceva, dacă ți închipui că în casa mea poți să-ți permiți orice, te înșeli. Probabil. Mihaela. Da. Te caut. Salomona. Ziua. Vreo veste de la Valentin? Nu înțeleg unde ar fi putut să dispară. Presim că bărbatului meu i s-a întâmplat o mare nenorocire. Vreau să știu dacă sâmbătă seara s-a mai întâmplat ceva, pentru că eu nu mai țin minte că... am impresia că mi s-a virusat computerul. S-a virusat computerul? Normal. Erai beat mort când au băgat Sulce și cu Valentin în taxi. Ia mâna de pe mine! Mama are perfectă dreptate, ești un vestit nenorocit. Unde mai pui că te baci în viața oamenilor și ești foarte mândru de asta. Mare brânză să fii ziarist, ce să spun, oricine poate face asta. Ești un ratat. Auzi, dacă nu te țin cu relele, de ce bagi atâta băutură în tine? Da, hai. Sitoare am avut eu de mași. Nu mă atinge. Ar putea să te infectezi, să te duci la baie, să te dai cu spirit. Fii atentă. S-ar putea, ca ieșind, să trântesc ușa tare. Să nu te superi. Unde ai plecat, mă? Unde ai ieșit? Unde ai ieșit, mă? Ce nenorocire, ce nenorocire. Era normal să se întâmple ce s-a întâmplat. Uite, toată lumea este dispusă să depună mărturie. Numai administrația este de vină. Ce s-a întâmplat? S-au zbat niște țevi, s-a inundat subsolul și au venit cu o pompă ca să scoată apa. Numai administrația este de vină. Un incompetent. Au găsit ceva... Păi și șobolan, nenorociți să catere pe pereți și chite de ți se rupe inima. Altceva n-o mai găsit. Mai trebuia să găsească și altceva? Da. În subsoluri din astea se găsesc casete cu bijuterii. Serios? Da. Poate n-ar fi rău să mai aruncăm o privire. Valentin. Noi te țin ca pe o amantă, ca pe o mândă.
vezi, fă pași, mă. Fă pași, mă. Ce, mă, cu mine vorbești? Bă, când ți-o dau una la ascultătoare, ca să ține de sfânt, o să vezi tu. Auzi, bă, ajută-mă și pe mine să zbor tăblița asta. Am 100. Eu fac colecție. Ia uite, bă, ia-te și faci, mă, tu fii de la țară, bă, de la bunica, tu. Ce să produce, ce să fac? Dacă schimb acazul, o încurci. Îți bag tăblia asta pe gât, ai înțeles? Da! Stai, mă, stai! Îl te-ai noștri! Păi ce râs cu ea așa, bă? Stai, bă, să-ți provim, tu zău! Ce, bă? Fac scandal, să știi. Băi, bă, tu vrei scandal? Bă, uite, că-ți dau un an meclă, îți stâlcesc portretul, bă, tâmpit! Ia, bă! Ia, bă! Ascultă-mă, ascultă-mă, băi! Ce somn? He? Dacă-ți mușcă una peste linguriță, fii atent aici, uite-te la mine, băi, uite-te la mine. Tragi oblonul, o lună, ai înțeles? M-a omorât, sunt pit. Și vreau să spun linguriță. Sunt bun și treci. Haideți. Ar trebui să anunțăm poliția. Pentru niște bețivi. Da, ar fi fost niște borfași. Borfași nu atacă băuți, nu. Urât-o. Bețivule! Da, dar mie întrece. Da, și mie întrece. Doamne, dacă vă face trebuință, luați-l acasă. La... Eu vă spun să mergem să ne culcăm. Haideți, vă. Mergem să ne culcăm? Da, da. Bine, hai să ne culcăm. Da, haide. Domnul capitan Buduru, poftiți. Haideți, cu curaj, poftiți. Uite, ți-l prezint pe locotenentul Pac. Îmi pare bine. Vladi. Auzi. Vezi, Sidrie, la Smith? Că dar ne cunoaștem de atâta vreme, nu? Azi noapte, pe Maidanul din apropiere, a fost găsit cadavrul unui bărbat. Pe bărbat îl cheamă Valentin Meraro. Lucra la doctorul Comnoi. Valentin e mort? Da. Doamne Dumnezeule, săraca Maria. Dar cine s-ar fi omorât și de ce? Nu știm, asta vrem să ne spui tu, să ne ajuți. Da? Da. A fost jefuit? Nu, s-au găsit și actele și banii. Doctorul Comnoiu spunea că tu ai fi singura persoană, ultima persoană care le-a văzut înainte de eveniment. E adevărat? E un fel de a spune. De ce? Eram chiar de beat. Eu m-am trezit singur în apartament. E adevărat, pe jos, dar... Și să rog filmul. Nu mai știi nimic, că? Adică... Nu mai știi... Orice declarația mea poate fi folosită împotrivă, nu? Poate vreți să-mi chem și avocatul, nu? Nu, acum decât să faci bancuri credinere, mai bine ne-ai dat o mână de ajutor. Nu? Bine, domnule. Sunt ultimul care l-am văzut și ce înseamnă asta? E obligatoriu ca ultimul care l-a văzut să fie și criminalul lui? Hm? Adică dați buzna în casa mea și vă purtați cu mine ca și cum eu aș fi criminalul, hm? De unde până unde? Unde scrie chestia asta?
Și ce să-i fi furat eu, domnule? Ce să-i fi furat? Mărunțișul de-n buzunare sau femeia, nevasta, i-ați văzut nevasta? Și, domnule, te rog foarte mult să nu te mai fâțâi în casa mea, pentru că nu ești la dumneata acasă sau la secție. Să învârte, domnule, ca un cotoi prin casa mea. Vedeți că mai am un cotoi. Îmi speriați motanul. Bine, hai pahonțule. Hai pahonțule. La revedere. Ar mai fi ceva. Am mai văzut și noi un film. Am mai citit și noi o carte. Tot ce-ar mai fi? Tot aseară, trei blocuri mai încolo, doi beții se ciondăneau. Unul dintre ei purta un sac în spate. Știi ceva? A? De unde știți dumneavoastră asta? A, ne-a spus vecina dumitale. Remarcabilă femeie. Da, Dodoia Margareta. Ne-a spus că, că pe unul dintre beții l-ai cunoaște. Știi ceva? Da. Adică... aș putea să... Știi despre cine vorba? Aveți vreo... Nu, 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 tocmai asta vrem, să ne ajuți. Să... Da. Poate dacă l-aș vedea, dar nu cred eu. Dar mai terminăm pahonțul de dată. Iar mă scuză, mă. Ai fi dispus să vezi și să-ți dau o declarație? Să... Da, sigur. Da? Da. Da, vin. Uite că nu chinui. De ce nu? De ce nu? Da? Da. Contez. Nu? Când o să... Dați un telefon și... Cu drag. Da? Cu drag, da. Stai liniștit. Da? Da. Da, hai pe față. Da. Pentru? Păi. Pentru pâine, pentru pâine. Ia aici, la mic. Ce v-ați văzut? Păi ne-ați văzut acum vreo două nopți un păr de albastru aici? Nu! Sigur? Sigur nu. N-ați observat voi? Noi știm tot ce se petrece în cartier. Iar tot? Tot. Mă îndoiesc. Acum vreo două nopți v-a adus niște oameni cu taxiul. Erați bolnav? Sau nu erați bolnav? Băieții! Să trăiți de Vladin! Să trăiți de Vladin! Am pus tichet pe aici. Da? Și? Le-am spus că ai trecut pe la mine. S-au cam mirat de întrebările pe care mi le-ai pus. Îi deranjează cumva că le-am spus adevărul? E groaznic. Cine va fi omorât? Mi-e frică, mă înțelegi că mi-e frică? Mi-e frică. Cine dracu m-a pus să te conduc acasă? Acum mai mă număr și plin de suspecți. Și n-am niciun alibi. Cum a zis? Când m-am dus acasă, a sunat telefonul, da? Am răspuns. Era... Cine era? Înseamnă, cine era, mă? Nu pot să spun cine era. Cine era, mă? O femeie măritată. M-a chemat la ea. Bărbatul meu în casă. M-am dus. Hoașca nenorocită. M-a văzut când am plecat. Auzi? Cine te crede pe tine că ai fost la femeia aia? Nimeni. Vezi? Nimeni. Poate nici nu există. Polițiștilor le-am spus. Le-ai spus polițiștilor? Mhm. De ce să mă duc aiurea în pușcărie? Dar știi care e partea nasoală? Care? Dacă femeia nu recunoaște. Dacă ești nevinovat, trebuia să-ți găsești o altă... portiță de scăpare. Am uitat cu cine stau de vorbă. Auzi, domnule, mie puțin îmi pasă de blazonul unei femei atunci când e joc viața mea, bineînțeles. Ți-am pus o întrebare.
De mai multe ori și mai repezit. Așa. Ți-a lipsit vreodată mașina din fața blocului? Nu. Sigur? Mă rog, acum 2 săptămâni a fost deplasată de la locul unde o parchez de obicei. Probabil că au împins niște bețivi sau niște copii albana. Asta înseamnă că mai are cineva cheii la mașina ta. Nu mai are nimeni cheii la mașina mea. Nu, nu, cred că mai are cineva cheii la mașina ta. Miluiește-ne pre noi, Dumnezeule, că mare mila ta. Rugăm-ne ție, auzi-ne și ne miluiește. Dumnezeu Valentin, morânesc o vedine împărte și fără lumânare și muta de la noi la neamule său cel adormit, pentru ca să-i se iere să lui toată greșeala cea de voie și cea fără de voie. Doamne, miluiește! Doamne, miluiește! Doamne, miluie, miluiește! Dumnezeu să vă binecuvânteze pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeule, miluiește-ne pre noi. Amin. Făptașul să fie prins. Oricine ar fi, înțelegi? Oricine ar fi. Aș vrea să mă ajuți, în primul rând. Aș vrea să plec din casa asta. Moartea lui Valentin mi-a deschis ochii asupra unor lucruri și a unor fapte pe care le luam prea ușor. Eu nu mai pot să-i sufăr. Sunt foarte înfumurați. Sunt foarte sigur pe ei. Cred că pot să cumpere orice cu banii lor. Sunt și mincinoși, mint tot timpul. N-aș vrea să arunc cu piatra, dar... cheia morții lui Valentin... în casa lor. Asta e treaba poliției, ce să faci. Da, foarte bine. Dar acționează și tu. Eu am să te ajut. Am să spun foarte multe lucruri. Am să spun, de exemplu, ceva ce ți-a spus Mihaela. Ce? În noaptea morții lui Valentin, Mihaela a plecat de acasă. Nu se poate. Mihaela, ți-a spus a avut un logodnic? Logodnic, Mihaela? Eram sigură că nu ți-a spus. Foarte urât. Urât este că și în jurul ei roiesc o grămadă de indivizi. Indivizi groaznici. În sfârșit, la toți ne dă speranțe, chiar dacă nu-i vrea. Asta e de ei putere, probabil. Seamănă cu masa. Cum adică? Adică maică-sa este o femeie care nu suportă să ia nimeni înainte. Cine a fost logodnicul ei? Un inginer electronist. Ion Parfenie. Ăla de acolo.
ce s-au despărțit? Da, cine știe. E atât de capricioasă că nimeni nu intră în voie pentru multă vreme, așa că... La revedere. Domnule Mladic! Salut! Dacă vrei să vorbim, mai în casă. Bine, domnule. S-a consumat ceva hârtie fotografică în casa asta. Nu e așa că e frumoasă. Ce să-ți dau? Stai jos. Știu că nu bei la volan. Dar multe mai știi despre mine. Eu nici nu știam că existi până acum o jumătate de oră. Te știu de mult. Când mi-ai intrat în casa Mihaele. Și mi-ai suflat? Îmi pare rău, dar... Îmi vezi din copilărie. Poate vă împăcați, cine știe. Totul e pierdut. Mi-a dat pașaportul definitiv. Ne-am întâlnit sâmbătă noaptea și mi-ai întâlnit sume caută. Sâmbătă noapte? Da. Suferam ca un câine. I-am dat telefon și am implorat să ne vedem. Și? În câteva clipe a fost la el.
ce ați făcut? Ne-am plimbat. Vreo 20 de minute. Nu vrea să se întoarcă la mine. Bun. Și pe urmă... Ce ați făcut? Ea... a intrat în casă. Și... eu... m-am dus la culcare. M-am perperit ca un câine. Presupun că nu te-a văzut nimeni venind data asta. Trebuia să mă vadă cineva? Ajutorul tău. Porunciți. Într-o seară m-au atacat trinci. Da. Nu. Băiete, două voci! Georgiana, încă o secundă, da? Domnule Mladin, n-am să uit niciodată ce bine mi-ați făcut. Avea un Ford albastru. Mă arăta, nu prea știu, alte indicii n-am. Crezi că ai putea să dai de urma lor? Domnule Mladin, eu dacă îi prind, le scot mațele, domnule Mladin, și-i puse și-n curățească după cât. Domnule! Eu le scot mațele, auzi? Te rog frumos. Le scot mațele, domnule! Ei, cum să și curățească după gât? Domnule Mladin! Mă liniștește, auzi? Scoate mațele, auzi? Bombă. Și mai e ceva. Vezi poza asta? Îl cunoști? Nu, cine e? Ia cu fotografia asta. Vezi ce învârte respectivul, cu ce se ocupă, ce afacere are. Și dacă prinzi de un fir, îmi bagi o sârmă. Buletinul, adresa, tot. Nu le recunoști pe omul ăsta? Nu l-am văzut niciodată, domn capitan. Capitan, dânsul e capitan. Scuzați-vă. Nu mă pricep la grade, că dacă n-am făcut armata, n-am făcut-o din cauza de Platfus. Platfusul ăla nu te deranjează când mergi la cărciuma? Să trăiesc la maior, ce să fac? Viciu, bre, viciu. Nu sunt maior, sunt locotenent. E bine și așa, păi... Acum 4 zile, te-ai luat la harță cu cineva? Da.
Poți să-l descrii? Da, era așa un bărbat vrăjos, mamuș, domne, mamușchi. Era așa, nu era foarte înalt. Era așa ca mine și ca dânsul. Avea un semn la sprânceana stângă. Avea mâinile în buzunar. Pămâri și le-a dus la spate. Avea cravată. Dom'le, ce să mai... Gabor, să juri, Gabor! Bine, nu da drumul martorilor fără permisiunea mea. Treci la loc. Treci la loc, stai la loc. Da. Am înțeles. Ești liber. Sper să nu ne mai vedem niciodată. Să dea Dumnezeu, domnule capitan. Să dea Dumnezeu. Să trăiți. Aici a lucrat o mână iscusită. Domn capitan, îmi permiteți? Da. Eu cred că ăștia doi sunt înțeleși. Ar trebui arestați. Mai ales domnul ziarist, cred că este băgat până în gât. Bă, cum poți aduce acuzații fără să ai dovezi? Sunteți liber. Auzi? Da. Ceva înțeleg ceva. Ce? De ce s-a supărat ofițerul cel tânăr? Pentru că bețivul ăla nu-și mai aducea aminte cu cine s-a bătut. Și ca să se dea mare, a început să-l inventeze. Și ce, pentru asta i-a sărit țandăra locotenentului? Păi cum să nu-i sară țandăra dacă îl descria tocmai pe el? Pe cine? Pe ofițerul ăla. Eu nu înțeleg. Ce vrei? N-am bani. V-am mințit. Hai. Ce? V-am mințit atunci. Când? Atunci. Când, mă? Când ați întrebat. Am văzut lângă bloc un Ford albastru, cu o seară înainte. Mamă, ce de căl! Hai, lasă, lasă brăjeala, zi. Am văzut într-o seară un Ford albastru. Era chiar la colțul blocului, a coborât din el un nene, era un bărbat. Cum arăta? Era înalt. Așa? Era înalt. Era blond. La început de chelie avea? Avea și început de chelie. Sulcer. Și era înțolit. De ce nu? Mi-a fost frică să vă spun. Mă găsea cu o sfoară de vara de protecție. O cutie de conservă. Mamă, ce-am mai hotărât? Păi în casă, la mine, în casă, auzi? Ia. Bă? Ia, da. Alo? Andrei? Aș vrea să te văd. Dar ce s-a întâmplat? Am să spun ceva. Ceva foarte important. Să vin la dumneavoastră? Nu, nu, n-ar fi prudent. Lasă că vin eu cu o mașină. Sper să mă descurc. Doamna, ce s-a întâmplat? Cred că am aflat cine l-a omorât pe Valentin. Poate să fie o prostie, dar vreau neapărat să ne sfătuim. Cine e? Să știi că și tu ai un amestec groaznic în chestia asta. Dar nu mai pot să vorbesc acum. Dă-mi adresa ta. Strada Parângului, numărul 17. Bloc S, alo. Ești afară de aici, n-auzi? Alo? Andrei? Trebuie să ne vedem imediat. Ne întâlnim la locul 1. Dar ce s-a întâmplat? Trebuie să ne vedem imediat. Ne întâlnim la locul 1.